Sindicatul Liber Metrou este condus de peste 15 ani de fostul parlamentar PSD Ion Rădoi, un personaj controversat cu care au încercat să se lupte toți șefii care s-au perindat pe la transporturi. De frica grevelor de la metrou, în cele din urmă cei 20 de miniștri au cedat în fața celui mai puternic lider de sindicat din România. Controversele din jurul lui Ion Rădoi se învârt și în jurul firmei Sindomet Servcom SRL. Societatea este deținută în proporție de 100% de unitatea Sindicatul Liber Metrou, condusă de Ion Rădoi în calitate de președinte. Firma a avut două contracte cu Metrorex, unul pentru spațiile comerciale prin care încasa 75% din închirierea acestora, iar Metrorex doar 25%, și un contract pentru spațiile de publicitate din care Sindomet încasa 53%. Liderul de sindicat a precizat însă pentru Realitatea Plus că proporția este diferită, iar Metrorex ar încasa 40% din venituri de la spațiile comerciale și 53% din publicitate. Afacerile au început însă cu mult înainte, în 1994, când Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou și-a făcut firma Sindomet SRL și a încheiat un contract de asociere în participațiune cu Regia Autonomă de Exploatare a Metroului. În 1995, guvernul Văcăroiu emite o hotărâre privind unele măsuri de sporire a siguranței în exploatarea metroului. Actul normativ prevede că se interzic în stațiile metroului și în spațiile tehnologice aferente organizarea și desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a oricăror activități comerciale. Cu toate acestea, în 1996 este încheiat un alt contract de asociere în participațiune. De această dată, veniturile sunt obținute exclusiv din chiriile încasate de Sindomet, iar cota de venituri crește de la 70 la 75% în favoarea sindicatului. Interdicția cu privire la comerțul din subteran este ridicată în 1998 prin semnătura ministrului transporturilor de la acea vreme, Traian Băsescu. Deși contractul semnat în 1996 s-a încheiat la începutul anilor 2000, firma sindicatului continuă să încaseze chirii. În aceeași perioadă, liderul de sindicat Ion Rădoi este ales deputat pe listele PSD. Ulterior au fost încheiate și alte contracte. În 2015, aceste înțelegeri au intrat în atenția Curții de Conturi. Auditorii constată că asocierile în participațiune cu firme ale sindicatului generează, în principiu, o relație improprie între conducătorul entității și sindicat, precum și o poziționare discutabilă a personalului, pe de o parte din punctul de vedere al sarcinilor și obligațiilor acestora ca angajați și, pe de altă parte, din punctul de vedere al intereselor lor ca membri ai sindicatului. Potrivit Ministerului de Finanțe, în 2015, firma sindicatului a avut o cifră de afaceri netă de peste 1 milion de euro și un profit net declarat de 75.000 de euro. Câțiva ani mai târziu, în 2019, firma păstorită de Rădoi a avut o cifră de afaceri de aproape 8 milioane de lei și un profit de peste 6 milioane de lei. Ministrul Transporturilor a trimis recent corpul de control la Metrorex tocmai ca să verifice și contractele pe care compania le are cu firma deținută de Unitatea Sindicatul Liber Metrou. Cătălin Drulă a vorbit și despre celelalte afaceri ale societății. Sindomet Servcom SRL mai deține și un complex turistic la Bușteni, care oferă reducere de 99% pentru angajații Metrorex, care aleg să-și petreacă cele 4 zile de recuperare, printre altele la centrul turistic din Bușteni, deținut de această firmă. Reducerea de 99% este suportată de Metrorex. Fostul deputat PSD, domnul Ion Rădoi, își simte amenințate interesele subterane. Acesta este adevăratul motiv pentru care îl deranjează că în sfârșit cineva se uită cu atenție la ce face cartelul pe care îl conduce, a scris ministrul pe Facebook. În replică, Ion Rădoi a confirmat, citez, ce vorbește Drulică este treaba lui, iar acuzațiile au continuat. Ce caută ăsta acolo? A spus liderul de sindicat, făcând referire la ministrul transporturilor. Eu lucrez în metrou de când el nu se născuse. Ce vorbește el despre metrou? Nu credeți că nu e de luat în seamă? A completat Rădoi. Sindomet Servcom a câștigat din închirierea spațiilor comerciale de la metrou circa 5.000 de metri pătrați, potrivit Newsweek.ro. În acest contract expirat din 2018, Sindomet lua 75%, iar Metrorex, deținătorul spațiilor comerciale, doar 25% din chirii. Tot Sindomet controlează și spațiile de publicitate de la metrou. Contractul, expirat din 2019, prevede ca Sindomet să încaseze 53%, iar Metrorex, care deține spațiul, doar 47%, a precizat șeful de la
la transporturi Cătălin Drulă. Sindicatul lui Rădoi a vrut să prelungească contractele. Metrorex a refuzat. Sindomet continuă să încaseze banii, iar Metrorex refuză să mai ia partea sa în aceste condiții. Înțelegerea, care a expirat în septembrie 2018, nu a mai fost prelungită de conducerea Metrorex. Atunci, ca un gest extrem, Metrorex a decis să taie utilitățile spațiilor comerciale de care sindicaliștii țin cu dinții. O încercare disperată a societății care nu poate elibera altfel magazinele din subteran pentru a le scoate la licitație. În urmă cu 5 ani, asocierea dintre firma sindicatului și compania de stat a făcut subiectul unui dosar la DNA care a fost clasat ulterior. Despre căpușarea Metrorex de către firma sindicatului au vorbit și alți miniștri ai transporturilor, nu doar Cătălin Drulă. Este unanim cunoscut faptul că o companie înființată de metro a beneficiat de un contract în 2003 de exclusivitate a 5.800 de metri pătrați spații comerciale la un preț de mai puțin de 100 de euro pe an pe metru pătrat. De 15 ani, această firmă subînchiriază spațiile. La rândul său, premierul Victor Ponta a declarat într-o ședință de guvern că nu se mai pot face toate afacerile metroului prin firma sindicat. Să le spuneți și din partea mea, eu le-am spus direct, s-au supărat pe mine, să se supere și pe dumneavoastră, dar cred că trebuie să punem punct, le-a spus Ponta miniștrilor.